Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul Alin de la Străia. Sunt aici cu copii și ne pregătim de plecare. Unde mergem, copii? La domnul Fane! Fane de la? Strehaia! Bine, mă! Vă place la domnul Fane în vizită? Da! Avem invitația la domnul Fane, mai ales astăzi este Sfântul Andrei, este ziua lui David. La mulți ani, David! La mulți ani, la mulți ani tuturor de Sfântul Andrei! Andrei, Andreea! Și așa mai departe, la mulți ani la toată lumea! Să trăiești 1000 de ani. Bravo, băi, butelie. Hai acum să căutăm șatra cine mai merge la domnul Fane, nu? Aline, hai. Vreau să-i faci o surpriză lui fiul tău că e ziua lui. Când mergem la domnul Fane, adică când ne ducem la domnul Fane, dai drumul la domnul Fane, nu mă interesează. Poate să ne oprească mai și zi așa, ha? De ce? Hai să mă ajut să mă duc un dulap, că e Sfântul Andrei. Ce dulap? Dulap, hai. Haideți, băi, să-l ajutăm pe ursul. Haideți să-l ajutăm, dar am să-i zic momentul. David, mă duc în forța ta. La mulți ani, David, să fii sănătos, să trăiești 1000 de ani. Butelie. M-am botezat. Băi, l-am ajutat, mă, pe tatăl tău cu mobila, mă. Da, bă, dar am fost un idios. De ce? Că vreau și o surpriză de Sfântul Andrei. Păi să fac o surpriză mai târziu de ziua ta. Păi, vrei să te surprindi? Nu, dă-mi pistolul, te rog, da. Hai. Hai, nu vă cetați, de-i David și lui. Gata, 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 gata. Dă-mi un pistol. Hai, fiți cu minți. Ai vorbit cu cine ți-am zis? Da. Și când a zis că a ajuns coletul cu... Cu? Cu haine. De la bunica. Haideți aici la căldură, mă, de ce umblați în frig? David, știi că ești răcitit cu tratamentul. Haide. Hai cântă și mie ceva de ziua ta. Hai să te arăt la prieteni. Stai mă că e dezbrăcată Miha. Ia. Nu vă stai acolo. O că mă bag și eu, că nu. Nu, că n-ai voie. Bă, stai puțin că am ceva. Promit, am uitat ceva. Gata, prieteni, am venit și mama a fost și a luat o ciorbă de post, pentru că mama ține post, nu prieteni. Nu mai fac mâncare, am luat usturoi, am luat piper mărcinat și boia de asta, dulce. Nu mai gătesc, că pentru mine că n-are rost. Nu de cum mai gătesc apoi. Afară e o altă ciorbă, mai miroasă, oaie. Avem niște ardiiuri, mănânci tu? Nu. Dar unde sunt ardiiuri? Și acum facem carne, da, uite cât. Le-am pus pe toate. Arată bine același ardei. Vrei să nu. Nu. Nu mă duc, ne așteaptă domnul Fane. Păi mâncăm la Fane. Nu știu, avem... Avem... Avem o invitație specială. Oamenii când au venit la noi și au vărsat ăștia apă în cap, s-au bătut, s-au înjurat. Frig, nu condiții, dar ce mirare. S-au bătut, s-au făcut, au văzut mămicii acolo, doamne, mă trage un pic. Merg cu Miha să vadă și ea o familie normală. Normală? Dar nu știi că eu am întrebat, nu puteam băga niște mănuși, nu mai puteam băga de la poartă. Păi e frig rău. Dizof în copii. Cu cine mă mâncă copii? Apoi a venit țigănirea, a venit tot ce au văzut, doamne, bă, am o crescă, bă, bă, mi-e rușine, bucătăria de zastru, numai oaie, frigider numai oaie. Ce viață? Numai fructul de oaie frigider, știi ce? Nu oaie, oaie la ceaun, oaie la grătar, nu știu, cred că și ciorba aia care-i pe răgastă oaie. Deci nu vrei, Aline, să mănânci? Nu. Să spun, că nu mănânc toată. Nu. Nu? Nu mănânc. Poftă bună! Mulțumesc! Miha! Deci. Unde ești? Ia-s-o. Unde ești? Păi te așteaptă domnul Fane, mă! Păi gata, m-am pregătit! Ha? M-am pregătit! Oh, te-ai pregătit pentru domnul Fane, ia uite! La roche! La sacou! Bă, tu știi ce-a făcut? Uite cum ai mă vinde! Păi da, dar am venit să ne ia să apară la modii! Bravo, bravo! Punem aici la fundal, pe verde, pe verde. Merge, merge.
Doamne, ferească Dumnezeu, și nu mai am un grițit și nu mai am. Eu aveți de ce să ceartă ea? Nu știu unde. Aceiași copii. Să joacă pe scor, să joacă biliard. Aceștia copii. Aceștia oameni. Acesta copii. Vedem închide ușa pe afară. Da. Și e frig de nu mai poftește. Poate e călduț afară. E. E frig, dar soare totuși. Cu dinți. Ce să vedem ce e soare cu dinți. Acesta telefon. Mănâncă ciorbă ca să mă încălză asta. Mănâncă, dar nu mergi mie telefonul aici, ce dă? Părinte, nu mai e bine să mănâncă în bucătărie. De ce? Cum? Se pădă iubire în bucătărie. Care? De ce? Frig, nu mai, nu știu. Cum, aceeași bucătărie, bucătărie? Da, am o idee. Trebuia să întrebuim în război să se recuperăm bucătăria mare. Nu, n-ai cum, am pus carnea la săratele de acolo în salon. E frig. Nu știu, nu mai mi se pare. Nici ar avea două la tot, nici ar avea două. Nu. M-am găsit la Dede, m-am un aragaz de exact ăla. De la fel. Nu mai merge, papă, nu știu. Te-ai dezobișnuit tu, te-ai învățat așa. Să nu mai te duci acolo. Cum am dus, doamne, nu știu, mi se pare oaie. Băi, ascultați, asta zice Sfântul Andrei. Mi se pare oaie și pe pereți. Ascultă, Sfântul Andrei, când se punea usturoi la geamuri? Aseară sau în seara asta? Azi noapte, mi se pare. Nu mai știu, aseară. Ia spuneți, prieten, când? Aseară. Păi ce, sunt fantome pe străzi? Nu, dar așa e bine să pui să alungi. Pune și neastră în treziere. Da. Pune ce fac aceiași copii? Deci nu vrea nimic. Mănânc eu și voi? Mănâncă, mănâncă poftă bună. Hai că revenim. Butelie, zici și mie ce se întâmplă sus, acolo în casă, la ursul, la tine? Ce sunt? Ce fac oamenii acolo? Mi-am bătut joc de el. Cum? Am auzit că faceți construcții? Facem. Ce? Nici nu mai știu. Nu mai știu nici tu. Trebuie să băi. Deci, prieteni, nu uitați să vă abonați la noile noastre conturi de TikTok. Alin de la Strehaia Vlog și Anca de la Strehaia Vlog pe TikTok. Vă mulțumim mult pe TikTok pentru că tu ne ștege dușmanii conturile. Și vreau să vă spun ceva. La mulți ani la toți care le cheamă Andreea și la toți care le cheamă Andreea și fiu Amin, la mulți ani. Și lui David, la mulți ani. Mulțumesc. Îl cheamă Andrei, David. Da. Nu pot să zic numele de mine. La mulți ani pentru care poartă numele. Am mai zis odată, nu știu. Ia uitați, prieteni, copiii ăștia. Dar normal. Fiți atenți, au comandat de la grill de la Luci hamburger să mănânce și patroana a tăiat atâtea oi. Da, hai, facem o cușă. Stai, stați aici. Leonardo, nu mai țipa. Am făcut aici? Ia uitați, prietenele. Le-am comandat hamburgeri. La aceștia copii. Nu vor să mănânce fraților oi și astea ce le face patroana. Face patroana degeaba, pe bune. Are și ea dreptate. Am pornit mașina să se încălzească ca să putem să mergem la domnul Fănică. Să-mi spuneți dacă vă place mașina mea, să e urâtă. Că Mihaela mi-a spus că e urâtă mașina mea. N-am zis, mă, că e urâtă. Așa ai spus. Am zis că eram îndrăgostită de BMW-ul tău, pentru că țineam la el. Era al nostru acolo. Deci asta e urâtă, da? Nu e urâtă, e frumoasă. Dar și ea mea, și ea mea, da? Da. Și ea ta. E frumoasă. Pe tu n-ai mașină. Bă, și ea mea e asta. Am zis că e frumoasă, dar na, țineam eu mai mult la... Dă-mi burgerul meu. Hai să vedem. Așa, hai băgați în voi burbe. Ne așteaptă omul ăla, Fane, cu pregătirile pe masă, Miha. De la 8 ne așteaptă omul. Și e 2, 3 ceasul, cât e? Cât e ora, Miha? Îmi dă jos geaca. Nu dă jos geaca, Miha, ar trebui tu să te vezi dacă s-a îmbrăcat aici, ce face, frate? Că ne așteaptă același om, Fane. Pe bune. Dar dă-și un foc înainte. Foc, fumezi, mii. Fumezi, uite, te vede domnul Fane că fumezi. Pe la domnul Fane nu poți să fumezi, că mi-e rușine. Pe rușine acasă. Să fumezi în fața lumea, Fane. Nu-i păi voie. Păi tocmai, fumezi acum acasă de-n sar capacele ca să nu mai fumezi acolo. Doamne, mii. Poftă bună, copilașii! Vreau să mănânc hârtia. Nu mânca hârtia, bebelușule. Butelie, vrei să vii cu noi la București? Când?
Mâine. Mâine. Hai bine, stăm 7 zile și după aia mergi cu noi? Hai, vrei să umbli cu noi? Te-ai bea cuvinte? Bravo, mă! Mudărioșca! Poftă bună, David! Davidescu? Da? Poftă bună, Davidescu! La mulți ani! Mă, ce vorbiți voi acolo? Ai înțeles? Da. Uitați aici usturoi, prietene! Are mama niște pregătiri speciale, stai să vă arăt ce a făcut mama. A fost azi dimineața la shopping. Ce? Ha? Ce faceți? Păi zi, ce faceți, taică-mă? Vine sau nu? Da. Ha? Da. Măi, oameni, mă, ce fac aceștia oameni? Hai să vă arăt aici ce a cumpărat mama. A cumpărat niște carne să facă rânză. Are, vrea să dea cadou la niște prieteni de aici de pe YouTube rânze și face rânză. A cumpărat aici materiale, tot ce trebuie, plasă, chestii astea, în fine, o să vă povestească la ea pe vlog. Sper că nu i-am furat exclusivitatea. Ce faci, Miha? Păi ce faceți? Păi ne așteaptă fanii. Dar același om face băi la patroană? Doamne, firească. Nu mă înțeleg nimic ce se întâmplă aici. Nu, dar ce-a dus pe ăla la el? David, care a nimic? Nu știu, David. Nu vine. Că nu te întâlnești cu nimeni. Am crezut. Dar de ce faci la patroană? I-am crezut că merge la fani așa. Ha? Nu știu. Cu ce e ce întâmplă? Că nu îmi dau seama nicio. Chiar nu știu. Atâta cenușă pe tot așa. Voiam să faci loc. Atâta ce nu să fie. Leonardo, de ce nu te faci vlogger, mă? Că tu erai vlogger mai demult. Nu, mai face și copilul, face noi. Da. Hai, mâncare, mâncare. Ce să facem, prieteni? Așteaptă domnul Fane de azi dimineață, dar așa e la noi, nu e organizare deloc, frate. Uite, tata abia acum merge să facă baie, înainte a zis că stă după noi. Acum a stat, le-a mai postat niște filmulețe, le-a mai legat, le-a mai făcut nu știu ce. Și abia acum s-a dus să se îmbrace. Domnul Fane, ne pare rău, ne cerem scuze pentru întârziere. Vă dați seama că e iure, omul ne așteaptă. Știți cum e să aștepți pe cineva că vine la tine în orice clipă? Și nu știi, o veni, nu mai veni. Așa că, domnul Fane, până la urmă ajungem noi la tine, stai liniștit. Acum așteptăm să fie tata gata îmbrăcat și venim. Chiar, na, ne cerem scuze pentru întârziere, domnul Fane, și venim imediat. Așteaptă-ne. Așa că, prieteni, ce să mai zic, vă pupăm și ne vedem mai târziu. Patrona este pe sus, pe acolo, cu ursul, fac niște construcții sus, renovează casa. Vor să construiască o baie, camerele să renoveze, nu știu, mai multe chestii. O să vă arate ei pe vlogurile lor, prieteni. De asta patrona a văzut cum m-a sunat de la etaj, de acolo, era pe geam. Deci patrona s-a uitat pe geam la noi, m-a văzut cu mama în bucătărie aici la ea, de sus. Și a sunat și zicea, ce faceți, unde sunteți? Adică patrona se juca cu noi, prieteni. Ca și cum noi n-am fi văzut-o la geam. Da, e tare, patrona e comic. În fine, prieteni, vă pupăm, vă dorim o zi minunată și ne vedem mai târziu.